Ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost ținta unui atac cu rachete. În total, 4 proiectile au fost lansate dintr-un alt cartier al Bagdadului către zona verde, zona fortificată în care se află misiunile diplomatice și sediile instituțiilor irakiene. Sistemul de apărare antirachetă al ambasadei americane a fost activat. O rachetă a căzut la 600 de metri de clădire. O jurnalistă de la Al Jazeera filma un material în momentul în care au zburat rachetele. There was the US assassination of Qasem Soleimani and Iraq. Atacul cu rachete a venit la doar câteva minute după ce Pentagonul a anunțat că retrage aproximativ 2500 de soldați din Afganistan și 500 din Irak pentru a rămâne 2500 în fiecare țară. Asta până la 15 ianuarie 2021, până când Trump va fi încă președinte. This is consistent with our established plans and strategic objectives, supported by the American people, and does not equate to a change in US policy or objectives. Șeful NATO, care a fost mereu în relații bune cu Donald Trump, a spus că prețul unei retrageri grăbite din Afganistan este mult prea mare pentru că țara poate deveni iar bază pentru teroriști. Mai dur a fost Mitch McConnell, șeful Senatului și unul dintre cei mai puternici aliați ai Casei Albe. Consequences of a premature American exit would likely be even worse than President Obama's withdrawal from Iraq back in 2011, which fueled the rise of ISIS and a new round of global terrorism. La începutul anului, când ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost atacată de milițiile irakiene susținute de Iran, Trump a ordonat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani, unul dintre cei mai periculoși oameni din Orientul Mijlociu.